foarte crăpat aici. De ce? Foarte crăpat. Lipsa precipitațiilor. Pare dezolant. Deci noi crescând aici, trăind aici, văzând așa ceva deșert. Deci nu-ți vine să crezi. În 2-3 ani a dispărut 800 de hectare de luciu de apă. Întinderea de pământ crăpat se află la granița județelor Buzău și Brăila. Era până nu de mult un mare lac din care sute de familii se aprovizionau cu pește și care asigura apa de irigat în toată comuna Balta Albă. Acum lacul Amara este istorie. Deci noi mergem pe fundul lacului. Da, pe suprafața unde acum câțiva ani se afla cantități industriale de pește. Luciul de apă pe care poposeau numeroase păsări migratoare a devenit un loc arid, respingător pentru orice vietate. Turmele sătenilor parcurg distanțe mari în căutarea apei, care este din ce în ce mai greu de găsit în zonă. Nu au mai căzut precipitații de 2 săptămâni, însă, chiar și dacă ar ploua în aceste zile toride, arșița ar evapora bruma de umezeală aproape instantaneu. În zona unde ne aflăm noi aici avea apa aproximativ 1 metru adâncime. Și acum arată groaznic, groaznic, deșert, deșert, uitați, și nu doar unde ne aflăm noi, toată suprafața, 800 de hectare de luciu de apă a dispărut, pur și simplu a dispărut, într-un an și ceva. Seceta îi afectează de câțiva ani pe agricultorii din Câmpia Râmnicului, care în 2022 au înregistrat pierderi de 100%. Din păcate, lipsa precipitațiilor provoacă pagube și în culturile actuale. La grâu, fermierii au recoltat jumătate din cantitatea preconizată, iar la porumb, estimările sunt și mai sumbre. Canicula din aceste zile agresează plantele și le încetinește creșterea. Planta, ea normal, o plantă dezvoltată corect, ar trebui frunza să fie în poziția asta. Datorită căldurilor mari și arșiței, se strânge să nu piardă foarte multă apă. De teamă să nu rămână fără strop de apă pentru animale și culturile agricole, sătenii din Balta Albă au început să foreze fântâni în mijlocul câmpului. Muncitorii au însă mult de tras, deoarece solul este dur până la adâncimi foarte mari. Până aici e tare, uitați! Până aici. Deci aici e foarte tare. E bolovan. Nu. Și normal, asta de ce? Exact. Din cauza că nu avem sisteme de irigații, din cauza că n-au plouat, n-a fost zăpadă și s-a lăsat. Pânza freatică, umezeală s-a tras la fund și toate așa. Din cauza asta. Într-un an normal durează 3 zile o fântână la 14 metri, 15 metri. Acum? Acum la seceta asta cum este, la uscătura asta, poate ducă și 5 zile și 7 și depinde. Foarte mult. De ce? Da, foarte mult. Din cauza că e terenul tare. De. Din păcate, previziunile meteorologilor sunt alarmante și pentru perioada următoare. După valul de caniculă din ultimele 3 zile, mâine și sâmbătă, temperaturile vor mai scădea ușor, însă un nou val de caniculă revine de duminică și va persista până la jumătatea săptămânii viitoare.